Salutare! Salutare, în Vreo primul rând, la sărbătoare tot în ceva seamă. de v-ați afișat cu însemnele de stat? Sunt la primăria Burlacu, dar eu În nu sala fac de ședință turn. a Consiliului, unde sunteți consilieră independentă. Da, în sala proaspăt renovată a primăriei. Și vreau să vă rog să afișați și o realizare obținută în comun de către mine, consilier independent, și în colaborare cu consilierul primăriei Burlacu, Ghidion Andrei, respectiv și ceilalți consilieri care au aprobat un demers al nostru, al cetățenilor, inclusiv și mine, și de către mine. Deodată vreau să vă zic că în această realizare a contribuit enorm de mult și domnul primar Munteanu Mihail. Dar vin cu această replică la învinuirile unei cetățenii, precum că eu aș fi furat încă 500 de lei din această sumă. Și deci este o cetățeană care aduce învinuiri, bârfe, calomnii, că doar altceva nu cred că aș mai putea face, dar asta este un capitol aparte. Cred că știu despre cine e vorba și cetățeana aceea a încercat să planteze niște copaci, deci e capabilă să facă și înverzirea plaiului, dar că nu-i dați voie în spațiu public pe stradă, adică, nu? Nu, adică, da, desigur, dacă e pe spațiu public, noi la asta. Deci, haideți, vă rog, asta e deja un alt compartiment care vin plângeri din toate părțile. Și vin iarăși la comisia administrativă, membru al cărei comisii sunt eu și secretar al comisiei și primarul președinte. Și iar noi suntem în țava tunului. Deci, da, asta e după. Dar vreau să vă vorbesc frumos despre realizarea care am început-o noi la 16 iunie. 16 iunie 2020, când am mers noi împreună cu Andrei Ghidion și primarul la solicitarea cetățenilor sau vecinilor mei de pe strada Unirii. Am mers la o întâlnire. Subiectul care a fost să ajutăm să renovăm apeductul, să renovăm, dar și să construim o porțiune de 700 de metri. Deci să curățăm un izvor, să readucem apeductul la normalitate. Deci, prima dată s-a creat un grup de inițiativă. În grupul de inițiativă am fost și eu. Prin primărie au fost fixate, s-au întocmite listele locuitorilor de pe strada Unirii. Noi patru cetățeni am mers de la poartă la poartă, le-am explicat, adică explicația a fost atunci când noi am hotărât la adunare cei din 16 iunie 2020. Dar erau câțiva care n-au fost la acea adunare și niște pretenții îi invocau, până la urmă au achitat toți câte 1500 de lei, cetățenii, gospodarii s-au semnat pe patru foi, deci cu liste, patru foi, fiecare personal, atât, am avut patru foi cu lista tuturor, semnat respectiv la pe foaia mea, pe foaia lui Burlacu Mihail, Ghidion Denis și Rușcovanu Sergiu. Dar e important lucru, vreau să vă zic, s-au mobilizat foarte mulți cetățeni și unii și aceiași, practic, mai mult s-au mobilizat. Vania Sulă, Ciortescu Vasilie, tineret of, Vania Tomailă, În afară de Ghidion cei care au Denis. dat bani, oameni cu muncă Eu am sunat, voluntară, am da? vorbit cu Dezo. Da. Noi așa și-am Domnul Băiatară! solicitat, da. S-au implicat și vârstnicii, avem și un vecin care este trecut de 70 de ani și el s-a implicat. S-au implicat practic și cu transportul lor personal. S-au implicat, deci erau soții acasă, care sunt soții pisihotari, dar aveau generator din asta, de care produce curent electric, și motor, și pompă, și aceste utilaje ne-au fost nou oferite acolo și încredințate unor bărbați care cunosc cum să lucreze cu dânsele, și astfel a fost construit, adică curățat izvorul. S-a mai găsit încă un izvor acolo alături.
Așa de bucuros eram când am văzut prima dată apă din acel izvor deja care se liniștise. Suntem la etapa de finisare. Practic nu am terminat că gândeam să fac acest reportaj puțin mai târziu, că mai avem nevoie de câteva, adică de o sumă de bani să pui niște capace din metal, să găsească persoana care să sudeze. Vreau să vă zic că atât de mult a lucrat Dimin Ilie, care dumnealui sudor fiind, muncea și acasă, adică suda tot ce trebuia acolo pentru cisterne, acasă cu curentul lui electric, cu oxigenul care dumnealui l-a procurat. Și deci din suma aceasta care s-a acumulat de la 45 de gospodari, că doar încă o doamnă nu a predat banii, că nu era... Deci acum recent a revenit acasă și vă zic că plăcut a fost că toți s-au implicat și atunci când ei munceau, noi am convenit să-i hrănim cumva într-un fel, să-i servim cu o masă, pentru că nu era normal să lipi de lucru la izvor, să meargă acasă să servească. Mulțumesc doamnei Maria Cernomorcicu, că este o doamnă vârstnică trecută de 80 de ani și ea s-a implicat chiar. Doamna Domnica Tintiuc, la fel, dumneavoastră, și ea a gătit careva tartini, careva... Deci fiecare, eu respectiv am gătit de câteva ori, din plăcere am făcut acest lucru, că într-adevăr să avem o gură de apă. Și încă vreau să vă mai remarc așa un moment, că din partea deci eu, inițial, am fost cea care sunam, trebuia să găsim cisterne cu volum. Așa. Inițial am sunat prin Cantimir, că la fabrică acolo unde se vindeau. După ce cineva, adică mi-au dat idee că undeva mai aproape în satul Tătărești se vând. Deci cetățeni, persoane, bărbați din grupul de pe strada dată, au mers, ei s-au organizat cu mașina lor respectiv, transportul lor. Părinții lor, mai tine, nici nu li s-au achitat și nici n-au solicitat ei ca să li se achite pentru motorină. Pentru că banii nu erau la mine, absolut niciun bănuț n-a luat, cred că nu o să fie cazul, eu să mă jur acum, dar chiar și m-aș este, se spune, cu unul de sus judecătorul care vede ce bani am avut eu în mână. Și deci au mers ei cu transport, transportul a fost, pentru transport a fost achitat, pentru transportare la fel a fost achitat. Pe urmă, după aceea am mai cumpărat încă niște tuburi, s-au găsit niște tuburi din astea din ciment care au fost, deci înălțat acel izvor. Și deci de către deci domn primar s-a implicat prin faptul că dumnealui orică având alte cum să vă zic eu adrese de la magazine care pentru că s-a renovat ceva și la grădiniță, la școală, și dumnealui ca bărbat a știut unde a sunat și am cumpărat undeva vreo 750 de metri de furtun. Plus încă chestionetele astea care se unesc, nu se cumpără la așa lungime. Deci acesta era deja lucru bărbătesc. Și noi, cetățenii, am mers atât cu un demers, nu știu, nu se vede cu un demers către Consiliu, prin care am solicitat că contribuția noastră binevolă a fost de 1500 de lei. Însă aceasta nu a fost destul ca noi să putem achita pentru a săpa un traseu de 750 de metri de la locul izvorului până la marginea satului unde era apeductul vechi pretins. Și acolo la apeductul vechi, să vedeți că deja oamenii spun și mulțumesc, dar de acum aș spune, zici, bă, dar prost, ne-ați dat apă pentru că plesnesc porțiunile din țevi de metal, de la presiune mare. Din apeductul vechi, într-așa... plesnește, apeductul vechi plesnește de presiune mare? Nu, țevile de plastic nu plesnesc, dar cândva când se reparau, dar acolo tot e țavă groasă, țavă bună, țavă trainică, dar porțiunile care se deteriorau se îmbrăca cu un fel de, cum să-i spun, când o să știu, adică făcut din metal și atât acele care au ruginit, acele plesnesc. Dar acum înțeleg că ați luat apă dintr-un izvor de suprafață din imaginile pe care le vedem. Deci nu-i puț, fântână, adâncă, și după aceea a urcat, da, într-un turn ca să facă presiune.
se adună apă din izvor de suprafață, într-un butoi, și după care, prin scurgere, se duce în sat cu o presiune mică, oarecare. Este presiune, Da? zadar spuneți, sunt două cisterne și este volum. Sunt două cisterne instalate. Am chemat persoană, iarăși am rugat colegul meu de clasă, Mihailuc Ion Ion, dumnealui a mers la fața locului cu dispozitivul, nu știu cum se numește, într-o duminică a mers din propria, deci din plăcere a mers cu cetățenii și au stabilit, au verificat la ce nivel să fie instalate, puse aceste cisterne, că într-adevăr. Bun, dar apa aceea e calitativă, că am auzit că apele de suprafață sunt cam toate poluate în Moldova. Apa e bună, apa a fost testată A, și cu da, e apa asta testată m-am. sau v-ați uitat așa la ea, la soare? Nu, Da? testată apa, da. Ok. Și deci cu apa asta m-am crescut și eu vreau să vă zic că În timpul sovietic satul. știm câte îngrășăminte, câte pesticide, erbicide s-au băgat în pământ și erau foarte poluate atunci apele de suprafață. Poate aveți norocul din puținele procente de ape nepoluate să consumați și dumneavoastră acolo. Altfel, doar cele La noi e foarte subternare bună apa. adânci au mai rămas curate, dacă nu sulfuroase. Nu, la noi e foarte bună apa. Diferă de satul vecin, care, adică e moale, dar la noi apa e foarte bună și ele se testează și se clorează. Chestia asta este la evidență. Și deci iată cam așa noi, cu ajutorul cetățenilor, doar lucrurile frumoase se rezolvă împreună, în comun cu cetățenii. Și cu susținerea consilierilor și a primarului. Și deci faptul că suntem noi calomniați și învinuiți, deja o să expune instanțele. Dar vă rog, dumneavoastră, cumva străduiți-vă ca să nu delungesc eu prea mult acest interviu. Vă rog, afișați absolut toate fotografiile. Eu vă spun, am primit practic și o plăcere ca toți să realizăm această nu știu cum se zice, Lucrare, proiect. lucrare sau realizare, cum ar fi chiar cu ajutorul cetățenilor. Încă ultima dată, când era deja ultimele lucrări, a venit domnul Tintiuc Ștefan cu mașină de cei cu un Moschini de cel vechi și a fotografiat-o și când am ieșit cu ce am servit. Deci a fost o plăcere, vă spun cinstit. N-am avut practic dificultăți, eram odată la Carrefour și ei mă spuneau, doamnă Tamara, noi astăzi ne organizăm să mergem la lucru. Foarte bine, luam legătura cu domn primar, luam legătura cu cine trebuia ca să, tractor trebuia să săpăm, deci săpăm pe porțiuni de drum într-o sâmbătă când persoanele erau libere de la muncă și neintenționat, cumva, noi am fost foarte atenți, știam că acolo este conducta de gaz. Am oprit săpăturile, am sunat la 904, i-am rugat să vină, să ne asigurăm că aici totul se face conform regulilor. Au ieșit la fața locului, s-au asigurat, deci ne-am asigurat că nu am deteriorat, nu am făcut nimic. Pare mi se și aceste cadre sunt. Bine, bravo, felicitări! Cu clacă și colaborare cu autoritățile locale se pot face treburi mici, dar necesare. Apa curgătoare e foarte necesară, mai ales pe timp de pandemie. Sper că v-ați ținut de parte unul de altul, nu v-ați adunat foarte mult și acum în primărie sper că aveți mască și o purtați și sper că n-ați împrăștiat virus pe masa de consiliu. Bun, Nu, bun. că aici avem servitoare, eu cu masca am venit, Păi aici e degeaba aveți spațiu dacă nu deschis, îl este. dezinfecteze imediat și dacă nu păstrează oamenii distanța și măsurile de protecție. Mulțumesc Nu, noi pentru vă zicem. încredere și pentru relatare. Iau, ce de curat. Și de unde apă de asta să avem, așa? Da. Mulțumesc. Încep curată.